Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul Desenez și Colorez. Eu sunt Albert și astăzi vreau să vă arăt încă un mod în care îl puteți desena pe moșul, pe Moș Crăciun. Un mod foarte simplu în care puteți să îl desenați. Sper să vă placă, nu uitați în caz de n-ați făcut-o să zdrobiți butonașul de like. Mă bucur când văd acolo multe, multe like-uri de la voi și văd aprecierea și susținerea voastră. Și de asemenea, dacă vreți să-mi urmăriți desenuțele de acum încolo și clipurile pe care le postez pe YouTube, care sunt chiar multe în această perioadă, pentru că sunt fan Crăciun și în general postez cam un clip în fiecare zi în perioada sărbătorilor de iarnă, nu uitați să apăsați butonașul de abonare și clonțopelul de notificări ca să vă anunțe YouTube-ul când postez ceva nou. Iar dacă aveți întrebări, păreri sau sugestii pentru clipuri viitoare, în comentariile de mai jos îmi place foarte mult să interacționez cu voi și de asemenea să vă răspund la întrebări. O să vă trec un pic în revistă materialele pe care le folosesc. Începem mai întâi cu cele mai importante materiale, creionașul, foaia de hârtie și guma de șters. Sunt baza bazelor, cele mai importante ustensile de care aveți nevoie. Faceți schița cu creionașul, foarte frumos, guma de șters, radiera, în caz de greșit sau în caz de vreți să modificați o proporție, o parte, o chestie din desenul vostru, cu radiera puteți să o faceți fără probleme. Și abia la final, când sunteți 100% sigur că schița voastră corespunde cu ideea voastră de desen, abia atunci faceți conturul final. Peste schiță, eu voi trasa cu un liner permanent. Voi puteți folosi orice altceva, carioca neagră sau ce aveți voi la îndemână. Iar de colorat voi folosi marcă de pe bază de alcool. Din nou, voi puteți folosi ce aveți voi la îndemână pe acolo, pe la bătă. Cam astea sunt materialele. O să vă fac desenuțul. Nu uitați, nu vă grăbiți, desenați împreună cu mine, pas cu pas și cu siguranță vă va ieși și vouă ceva foarte drăguț de care să fiți mândri la final. Să aveți un Crăciun minunat, sărbători fericite, liniștite, să aveți mult, 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 mult spor la desenat și în continuare vizionare plăcută!